Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru ciclul Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară, etalare pentru mai aproximativ. Am amestecat deja cărțile, au venit câteva mici mesaje în seria cărților pe care le folosesc de obicei pentru a afla situația generală. A venit în mod special dragostea, dar a venit invers. Dragostea este în jurul vostru, dar din niște motive nu se poate manifesta. A venit invers. Interesant este că acest set de cărți are numărul 12, pe care îl știm că, sau numărul știm că reprezintă casa 12 a peștilor, probabil că e o dragoste necunoscută sau nu știți ceva legat de dragoste sau vine dragostea într-un mod necunoscut, plutește în aer, sunteți urmăriți de cineva care vă iubește sau vă veți întâlni. Interesant că la capătul setului de cărți apare Fecioara, nu ca zodie, ci ca energie. It's not Virgo, da? Nu este Virgo, este Maiden. În aceste de cărți are numărul 2. Iar Marea Preoteasă, iar secrete, în ce sens? Lucruri necunoscute. Trebuie să descoperiți, să intrați pe o anumită cale. Trebuie să intrați pe o anumită cale, este iar în zona nemanifestată, ca să vă întâlniți cu dragostea, ca să vă eliberați de relațiile karmice. Posibil că unii dintre voi trebuie să vă îndepărtați de aceste relații karmice. Trei de foc chiar sugerează o călătorie, o situație la distanță, un rege de aer la distanță pentru unii dintre voi, o energie masculină, logică, rațională, adunată și mai puțin vorbăreață, mai puțin vorbăreață, un personaj la distanță, asta să vă spună ceva. Dar, din cealaltă serie de cărți, astăzi folosesc pentru voi aceste de cărți. A vrut să apară patru de foc. Patru de foc ține de întâlnire cu prieteni, de momente frumoase, acasă sau într-un mediu care ține de interior sau de interior. Bine, poate să fie și o terasă, că e semi-interior, de restaurante, de petreceri, de evenimente, momente frumoase. Momente frumoase, însă la capătul setului de cărți, 5 de foc sugerează sau atrage atenția asupra unor gelozii, a unor conflicte interioare. Ia uite, regele de apă, poate că cineva vă iubește foarte mult, nouă de cupe, regele de cupe, 3 de cupe și ce mai e aici? Wow, multe emoții și 4 de aer. Dar cineva se gândește că trebuie să aibă multă răbdare. Din ce motive? Sunt niște situații în viață, probabil. Da. Multă răbdare, probabil și din cauza distanței, dar poate că cineva n-a mai simțit atâtea emoții și din acest motiv apar conflictele interioare, apare eventual și gelozii din partea altora care simt această persoană foarte emoționată. Vedem. 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 Sunt mesaje scurte. Hai să mai amestec o dată. Lăsăm dragostea aceea pentru că îmi place, chiar dacă a venit invers. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, ia, uite, Nodul Nord în Fecioară, 6. 6 de pământ. Păi ce poate să fie decât muncă, da? Muncă. Aici este, mai dragii mei, ia uite ce frumos, la capătul setului de cărți, Uniunea, tot în zona nemanifestată, de-aia am zis, dragostea plutește în aer. Uniunea e pe cale să se întâmple dacă, doar dacă, repet, dacă renunțați la lanțuri, la aceste lanțuri, la karmă, că de fapt lanțurile reprezintă karmă, muncă, muncă și iar muncă pentru unii dintre voi, pentru job, pentru familie, aici este păcăleala, marea păcăleală. Comunicarea e blocată, sufletul e blocat pentru că întreaga ființă este în lanțuri, determinată să facă bani, să muncească, da? Casa a șasea a muncii, de azi zis Fecioara. Aici este karma multora, nu doar celor din Fecioară, multora. Poate aveți de-a face cu cineva care muncește, este foarte pragmatic. Totuși, Fecioarele, la un moment dat, unele dintre ele, merg în zona opusă a peștilor, casa 12 a peștilor, da? Casa 6 și a 12, interesantă opoziție, da? Și dacă renunțați la aceste tendințe prea pragmatice, sau la relații karmice, oameni care sunt prea pragmatici, pe care îi vreți pentru că
Seamănă cu natura voastră pământeană, dar nu seamănă chiar atât de mult. Vedeți că au coarne. Fecioara nu are coarne. Fecioara iubește ca să ofere, ca să susțină, ca să aline. Da? De-aia e opoziția fecioară și pești. Aici n-aș spune musai că e fecioară. Chiar dacă e casa a șasea, a muncii, a lucrurilor pe care le facem zi de zi. Sunt niște lanțuri care ne țin, niște ritualuri care vă țin departe de dragoste sau pe cineva, poate altcineva. Variază că sunt și fecioare treze spiritual și sunt mai puțin. Acum, nu vorbesc pentru toată lumea că nici nu am cum și nici nu-mi doresc. Dar vedeți, interesant, vorbeam de dragoste. În primul și în primul rând, uniunea acestor opoziții, masculin-feminin, trebuie să se întâmple în voi, în noi, ca să atragem dragoste. Și în momentul în care se întâmplă, se rup și lanțurile. N-ai cum să fii în uniune, n-ai cum să fii în echilibru, n-ai cum să fii în vibrație înaltă și în lanțuri. Nu, e imposibil. E imposibil. Scribul. Poate că veți primi un mesaj de la cineva, poate, unii dintre voi. Iar, patru de pământ. Iar acest sistem, muncă, responsabilități, timpul divin nu-l mai simte nimeni, pentru că avem timpul, aveți, au, ei, eu știu cine. E un timp uman, după care cineva se, nu neapărat, poate se guvernează sau își ordonează viața, acționează, conform timpului uman, nu conform timpului divin. Dar cineva care probabil este foarte ancorat în acest material ar putea să vă scrie eventual. Ce ar putea să vă scrie rămâne de văzut. Însă, vorbim din punct de vedere energetic? Poate acest personaj nu poate să iubească, încă n-a descoperit dragostea, că a venit dragostea invers. Cine o știe? Cine știe cine o fi? Sunt mesaje. Aici, dragii mei, eu nu știu cum vedeți voi tarotul, dar tarotul este totuși codificat. Nu putem să facem scenarii atât de fixe, mai ales când facem etalări colective și chiar și personale, dacă ar fi. Citiți Biblia, de exemplu. Câte coduri sunt acolo, câte simboluri. Chiar pricepem de prima oară, de-aia zic, trebuie să vă dați timp să înțelegeți mesajele care vin prin tarot. Nu vă închipuiți, gata, ați înțeles mesajul de prima oară sau noi cei care îl preluăm și îl transmitem mesagerii, gata, trebuie să-l și transformăm pentru voi. În fine, niște mesaje. Hai să vedem. Soarele, luna, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Aproximativ mai. Mai mult sau mai puțin? Odată de două ori. Un mesaj. Iar valetul de aer, șase de aer, e o distanță între voi și cineva, regele de foc, un personaj plin de pasiune. Ar vrea să facă o călătorie înspre voi, ar vrea să comunice pentru unul dintre voi. O dată, încă o dată, de două ori, de trei ori, fecioară, soarele, nu avem să ascendem, nu dăm doar în fecioară. Și iar apare regele de aer. Probabil că sunt două personaje în viața voastră. Și nu mă fixez pe zodii, pentru că știți că nu-mi place să fixez regii, reginele pe zodii, cât energie de apă emoțională și una de foc pasională, sexuală, foarte sexuală. Să sperăm că le veți vedea că sunt mai mari. Trecut. Ia uite, regele de apă revine.
6 de aer la distanță și 8 de aer. Aici este blocajul cuiva care are multe emoții față de voi. Și iar nu mă fixez pe zodie, pentru că aveți și aer și apă, da? Poate să fie orice zodie. Un personaj mai matur, în jur de 40 ceva de ani. 40 ceva de ani. Energie masculină, în special, care nu exprimă atâtea emoții, dar simte foarte multe. Și probabil că din cauza distanței care este între voi, nu poate să simte încarcerat. În ce sens? În gânduri și în imposibilitatea de a acționa. Și aici este marele blocaj. Că 8 de aer, asta sugerează un soi de blocaj mental, energetic, distanță. Acela este marele blocaj. Poate unii dintre voi, mai vine un mesaj încă n-am scos cărțile, în trecut, v-ați simțit foarte obsedați, atașați emoțional de cineva și ați făcut eforturi să vă detașați emoțional, 6 de aer, să vă detașați emoțional de aceste obsesii, de această atracție. E o atracție mai degrabă emoțională, energetică, nu atât fizică, despre asta vorbesc, 9 de aer în prezent. Regele de foc, doi regi, mai totuși, două energii masculine. Și nebunul, ups. În prezent, cineva cu marcaj puternic, marcaj, poate să fie și ascendent și lună și Venus și nodul nord, în semn de foc, ar vrea să o ia de la zero. Dar își face destule griji. 6, 8, 9, multe gânduri. În viitor, regina de aer, interesant, regele și regina în același set, în aceeași etalare. 3 de aer, regina, nu, stai, am crezut că e regina de cupe. Alt personaj interesant. Noi aveți vreo 3 tipuri de oameni pe aici, prin jur. 3 de aer și turnul. Aș vrea să văd totuși ce vine după turn. Opa, regina de foc, da, e frumos, e frumos. În primul și în primul rând, aveți aici un semn de aer. Balanță vărsător sau, cum îi mai spune, balanță vărsător sau gemeni, eventual. Nu-mi place să vă fixez, să mă fixez așa, dar vă dau niște mesaje, cum vă place vouă, da? Care v-a produs multă dezamăgire și de care vă separați. Turnul, gata, spuneți că nu se mai poate. Apare o trezire, turnul înseamnă trezire. Construcția aceasta mentală, e foarte mult mentală și emoțională, eventual, față de care poate că voi ați simțit foarte multe emoții, regele de aer vă poate reprezenta pe voi. Și n-ați putut să exprimați cât ați fi vrut, în fine. Iar, spun, din cauza distanței, din cauza grijilor, din cauza unor blocaje mentale ale lor, s-a blocat și celălalt. Pentru că dacă cineva nu poate manifesta, celălalt cum poate manifesta? Intră și el oarecum, sau ea, într-o stare de stres similară. Ideea este că vă treziți la realitate, vreți să vă bucurați de oameni, pasional, vreți să fiți vibranți, vreți să vă deschideți sufletul, nu să stați în gânduri. Simte, nu simte. Și se pare că totuși în prezent apare această energie masculină pentru unele doamne. Sau, domnii, dacă sunteți, vă simțiți chiar așa, plin de pasiune, de încredere, puteți să începeți să luați de la zero cu altcineva. Cu altcineva. Dar cu cine? Cu regina de foc, un personaj care vă seamănă ca și fel de manifestare. Dar am spus, o să și clarific. Posibil totuși alt personaj, mult mai colorat, mai vibrant, care se gândește intens. Cum să o ia de la zero? Cum să înceapă ceva nou? Săriște. Ia uite, și după regina de foc apare dragoste.
Vă echilibrați, vă susțineți unul pe celălalt. Măi, ce frumos! La capătul setului cărți steaua. Și nu vorbesc de zodia vărsătorului, nu vorbesc de vindecare. Ia uite, vă vindecați de un semn de aer. Sau, ia repet, dacă nu-i semn de aer, e un personaj rece. Din punctul vostru de vedere, ei poate că în interior, repet, ei în interior nu sunt semnele de aer, nu sunt chiar atât de reci. Doar că nu exprimă emoții, sunt educați într-un anume fel și au educat mintea, s-au programat. Au fost dezamăgiți cândva și s-au programat. Nu, eu nu mai vreau să simt, nu mai vreau să iubesc, trebuie să fiu în rațiune. Și asta este. Dacă acest personaj încă speră cu steaua, e problema lor. Însă voi începeți să vă vindecați. Pentru că n-ați primit dragostea. Pentru că cineva era prea pragmatic. Și cine stă în lanțuri? Uneori mintea ne ține în lanțuri. Că spune că așa trebuie, că așa este bine, că trebuie să mă gândesc mai întâi la bani și apoi la emoție, apoi la dragoste. Lasă că dragostea fără mâncare și fără bani nu merge. Chestii de genul ăsta, da? Știți foarte bine cum se spune în limba noastră. Hai să și clarificăm. Soarele, Luna, Venus, Ascendent, Nodul, Nord, Fecioară. Clarificăm Regele de Cupe. Asul de monede. E în zona trecutul, poate că e un alt personaj de mult care ar fi vrut să înceapă ceva cu voi, dar a apărut totuși o separare. A intervenit altceva. A intervenit. Vedem. 6 de aer. 6 de aer pentru Fecioare. Care... Ups! Regina de Bâte, dar nu e. E un pic mai spre... orizontal. Un soi de blocaj. Și 8 de aer, te rog frumos, 8 de aer. Nu e aceeași regină de bâte care apare aici, este o altă regină de bâte care nu este în energia sa tot mai bună. 8 de aer. 8 de aer. Echilibru. Iar apare regele de aer și echilibru. Temperanța. Posibil voi, cu asul de monede care prezintă semn de pământ, ați vrut să începeți ceva nou. Cum ați simțit multe emoții față de cineva, de cineva care este, a fost la distanță. Însă, rămân, cum am spus mai devreme la acel mesaj, cred că a intervenit cineva, regina de bâte, dar nu este aceeași regină pe care urmează să o manifestați voi. Aici este o regină decăzută, care blochează. Poate să fie genul de femeie care își folosește aspectul fizic, sexualitatea, poate chiar și magia ca să blocheze ceva, să blocheze asul de monede. Da? Dragostea și manifestarea în real a unui potențial foarte frumos. Și în acest motiv, cine e aici implicat în această poveste rămâne blocat. Probabil că regele de aer trebuie să învețe să se vindece de niște programe mentale. 8 și cu 1, 9. Posibil acest rege de spade, acest rege de spade. Am vorbit de un personaj rațional. Este blocat de cineva cu aspecte însăgetător, probabil. Alt mesaj. Ideea este că trebuie să învețe să se vindece. Să comunice emoțional și spiritual cu cei cu care relaționează, altfel riscă să rămână blocat în programe mentale bine sau frumos prezentate, decorative, sexy. Înțelegeți? Ar putea această femeie să fie, că aici are energie feminină, să fi creat un soi de cușcă mentală. În ce sens? Prin cuvinte, prin diferite acțiuni mai puțin corecte, să spun. Dar, dacă acest rege de spade nu vede
nu înțelege, pentru că este el foarte rațional, că zice, a, nu, de mine nu se leagă, eu nu cred în alea, eu nu cred în alelalte, da? Nu crede nici în spiritualitate, nu crede nici în magie, nu crede în energie. Acest personaj trebuie să învețe să se vindece. Eventual și voi, dragii mele sau dragii mei, trebuie să vă vindecați de această poveste. Echilibru. Asta înseamnă să vă găsiți echilibru și probabil că ați căutat. Ați văzut că dragostea nu s-a putut manifesta. Poate că se va manifesta când și ei se vor echilibra, când și ei vor fi deschiși la spiritualitate, când și ei vor fi deschiși să ofere emoții, nu doar să primească, să primească, să primească. Și nu știu acum cât au primit emoții, pentru că mai degrabă a fost o chestiune foarte sexuală care a blocat. Sexuală, da, zic, n-am, asta e, ia uite, la distanță, online, dar e și încheiere de capitol. 9 de spade, te rog frumos în prezent pentru fecioare, soare, lună, venus, ascendent, mă bună din fecioară. 9 de spade în prezent. Pe cine reprezintă? Luați-vă zborul din aceste griji. Ia uite, 9 de spade, alte spade, mai. Sunt mai mari cărțile. Luna, secrete, dezamăgiri, conflicte, jigniri, argumente, discuții. Sau cineva face jocuri mentale. Sunt trei persoane în joc. Hai, lăsați în pace. Lăsați în pace. Nu știți multe lucruri. Dar cine acționează așa, acționează din dezamăgire, că au fost răniți și atunci cine e rănit rănește în continuare. Sunt foarte puțini care reușesc să se vindece și să meargă spre vindecare. Fiți voi aceia puțini. Faceți parte din excepțiile care confirmă, să zic, regula. Ia uite, schimbare de energie. Schimbați energia. Cineva care oferă. Poate sunt și niște chestiuni legale cu balanța de contract, dar cineva care oferă și în stânga și în dreapta, la unul mai mult, la altul mai puțin, din cauza asta apar blocajele, apare o atitudine defensivă, uneori agresivă, într-o formă sau alta. Dar schimbați energia. Regele de foc. Poate că ei pur să schimbe energia, iar variază. Însă, eu citesc cărțile. Regele de foc în prezent. Marcaj puternic. În berbec, leu, săgetător, marcaj. Și aici e marcaj, de un marcaj negativ. Așa că, hai să vedem regele de foc. Cum este prezentat acum în această perioadă. Clarificăm regele de foc pentru fecioare. Ups, blocaj. Cineva își blochează atracția, pasiunea, pentru că trebuie să ia o decizie, iar apar blocaje. Blochează emoțiile, regele și regina de cupe. Pentru că trebuie să ia, uite, iar distanța, să ia o decizie. Săriște, să o ia de la zero, iar apare nebunul, da? Să spună niște scuze, eventual. Are multe de făcut. De schimbat perspectiva, de vindecat, are foarte multe. Mai dăm totuși o carte pe doi de spade. Dar vedeți cum s-a așezat, că la doi de spade și aici, da? Trebuie să aleagă între a sta în stres, în secrete, în dezamăgiri, în jocuri mentale, în discuții, în argumente, în ambiții, în ego, al lor sau al altuia, nu contează, sau a risca și a lua de la zero. Aici trebuie. Deci pasiune este. Dar nu vedeți pasiunea, nu simțiți nici emoțiile, pentru că sunt blocate din cauza altor personaje. Intervenții. Mai dăm totuși o carte pe doi de spade. Da, trebuie să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, trebuie să învețe să creadă, dar mai dăm totuși. Există un blocaj. Sunt multe. Sunt prea multe. Chestiuni care țin de casă. Mai dăm o carte pe doi de spade pentru fecioare. Cred că este teamă să o iau de la zero, dar eu știu. Doi de spade. Poate voi ați blocat, poate voi blocați, e Mercur retrograd. Discuțiile sunt
ciudate în această perioadă. Doi de spade. Hai, te rog frumos. Pentru fecioare, măi. Așa. Ia uite, luptă. Puterea. În primul și în primul rând aveți puterea. Da? Să vă concentrați pe voi, pe creșterea voastră, pe transformarea voastră, pe temperarea ego-ului și al vostru, că toți avem ego, da? Toți aveți, avem ambiții, toți avem impulsuri. Da? Lucrați un pic la... Dar, vorbind despre acest rege de foc, dacă este prea egoist, aveți puterea să-i blocați. Și când vorbesc de regele de foc, Te mai dăm totuși o carte pe acest rege de foc. Probabil că aici este interesant cum vine mesajul, da. Rege de foc. E persoană pasională, da? Repet, nu mă fixez pe zodii. Probabil cândva a fost cuplat cu această rege și regină, da? Dar e varianta sa negativă. Și aici este chestiunea. A avut de-a face cu, dacă e energie masculină, cu femei care n-au fost în varianta lor cea mai înaltă. De-aia zic, fiți voi varianta voastră cea mai înaltă, pasionale, iubitoare, cu sufletul deschis și veți atrage oameni care vi se potrivesc, eventual transformarea voastră și direcționarea voastră înspre această energie îi va ajuta și pe ei să aleagă transformarea. Înțelegeți că aici este opte, transformarea. Îi veți ajuta și pe ei să fie puternici și să crească din ego, din instincte, să înțeleagă de fapt ce înseamnă o legătură de suflet, ce înseamnă doi oameni care se susțin, înțelegeți, da? Aici este. Ia uite și turnul în timp ce vorbesc. Iar turnul, trezire spirituală, separare. Mai dăm totuși o carte pentru regele de foc. Ar putea să fie două personaje, voi știți, dar citesc la modul general. Repet, nu vreau să fac scenarii, pentru că scenariile variază de la un la un. Voi vă luați mesajele și vedeți cum se adaptează în viața fiecăruia din... Regina, împărăteasa invers. Am zis, mai, împărăteasa invers seamănă foarte mult cu regina de bâte pe orizontal. Da? E o energie care își folosește sexualitatea, feminitatea în sensul decorativ, excesiv de sexual. Sau ce am zis, nu mai știu. Scuzați-mă, mai greșesc și eu. Își folosește, nu știu, aspectul, vreau să zic. Poate să se îmbrace provocator sau, dimpotrivă, să nu fie deloc decorativă, da? Să nu fie deloc atentă la felul cum se îmbracă, cum se aranjează. Ideea este că nu oferă dragoste și dragostea a venit invers. Vedeți? Cineva este înlănțuit într-o relație karmică în care muncește, dar nu primește dragoste. Probabil acest personaj. Poate să fie perechea voastră divină. Poate să fie și mama, sau, mama copiilor, dar o mamă care cere bani, o mamă care își folosește, să zic, sexualitatea într-un mod nesănătos. Da. Acest personaj trebuie să renască, trebuie să schimbe energia, trebuie să pună blocaje. Ia uite, blocaje în familie, pentru că acolo sunt minciuni. E un personaj egoist. Care probabil au copii. Sau... care se gândește. Eventual, soare ar putea să însemne și nevoia de a se trezi la realitate. Ca să se poată manifesta uniunea. Altfel rămâne nemanifestată. Nebunul, da. Zero. Clar. Am văzut și o rege de cupe, dar nu știu când s-a deschis. Să punem la loc. Deci dragoste este, dar... nu se poate manifesta din cauza băgăcioșilor, intervențiilor, da? Of, of, of. Leu, balanță, taur. Leu sau berbec sau săgetător, dar sunt variante negative ale lor. Dar nu zic că n-or fi și variante pozitive.
am zis variante, că poate e cineva cu ascendent, nu cu soare. Unul cu soare că și manifestă o anumită variantă, altul cu ascendent manifestă altă variantă. V-am spus. Că vouă vă place, mie nu-mi place, dar asta e. Nebunul, te rog frumos, clarifică-mi. Ia uite. Cineva, probabil că voi vă gândiți. Totuși reprezintă semnul Fecioarei 7 de monede. Sunteți precauți, vă gândiți să investesc în altceva nou? Poate să fie și financiar, pentru că sunteți conștienți că, ia uite, asul de monede. Este nevoie de un nou proiect, de o nouă reorientare practică, proiect, job, inclusiv relație. Dar uneori când ai probleme în relații, știți și voi, ne concentrăm pe muncă, pe ceea ce știm să facem mai bine. Facem curat în casă, prăjituri, lucrăm în grădină, chestii practice, da? Ca să ne împământenim, ca să ne distragem atenția de la tot stresul ăsta, da? Și să, nu doar să ne distragem atenția, să manifestăm spor în cea mai mică măsură, ca de la mic la mare să atragem abundența. Vindecarea, echilibru. Probabil că și voi sunteți, stați, vă gândiți așa în prezent. E și Mercur retrograd, deciziile nu sunt tocmai bune în această perioadă, dar meditația e bună. Probabil că la sfârșitul ieșirii din retrogradare veți lua o hotărâre. Și se pare că, da, vă veți separa cu turnul. La sfârșitul acestei retrogradări, vă gândiți să o iau de la zero acum. Dar nu, mai stați un pic, mai vedeți, mai strângeți documente, strângeți documente, vorba vine, motive. Și motive să o luați de la zero. Și strângeți informații, că aici e partea bună a lui Mercur retrograd. În ce direcție să investiți? Pentru că această situație v-a obosit. Poate că sunt și ei. Vedeți? Dar vorbim totuși despre Fecioare. Simțiți că această situație la distanță, da, vă blochează. Eventual sunt ei blocați la distanță, cum am zis, ei blocați la distanță. Măi, ce faceți? Ce faceți? Mai dăm o carte pe 7 de monede și nebună, te rog frumos, în prezent. Hai, repejor. Ideea este că în viitor apare dragostea, apare trezirea cu turnul, apare separarea, da? Deconstrucția veche. Și aici este o construcție, da? Veche, în care ați obosit. Și aici e construcție la turn. Se va dărâma această construcție. Cine stă în lanțuri se va trezi la realitate, dar pentru unii s-ar putea să fie prea târziu. Mai dăm o carte pe nebun, pe frumos. Pentru Fecioare, soarele nu venit să ascende în odunor în Fecioare. Am zis, acest rege de foc. Nebun pe orizontal. E culmea. Aici este blocajul. Și chiar vreau să zic despre regele de foc. Pentru că a stat în energii negative cu femei, energii feminine de foc negative, geloase, scandalagioice. Ăsta e cuvântul, cu 5 de spade și eu am văzut și 5 de bâte de la început. Versus 4 de bâte, care înseamnă o relație armonioasă. Acest personaj se gândește. Dar trebuie să fie puternic. Să-și transforme viziunea, are viziuni distorsionate și despre femei, tocmai din cauza experiențelor trecutului. Încă stați și vă gândiți. Eventual și ei stau și se gândesc. Dar, dragii mei, nu așteptați ca ei să ia decizia. Voi concentrați-vă pe ce? Regina de foc și dragoste, pe pasiune, pe creativitate, pe dragoste, pe echilibru. Regina de aer, te rog frumos, clarificăm regina de aer în viitor. Regina de aer puteți să fiți și voi. Ia uite, tu, extraordinar, turnul iar, măi, de ce aici este? Și asul de spade, cineva înțelege cât s-a păcălit, ce confuzie a avut în legătură cu, poate sunteți voi, semn de pământ, poate. Vă dați seama că ați avut, cineva v-a pus în situații neplăcute, a oferit și vouă și altor persoane, confuzii, opțiuni, da? Ajungeți la un adevăr. Sau poate ei.
Sau poate amândoi, pentru că este cazul, pentru că adevărul trebuie să manifeste la nivel colectiv. Nu spunem doar X sau doar Y care parte de adevăr. Toți ne trezim, mai devreme sau mai târziu. Asta e ideea, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Regina de Aur și Turnul. Probabil că vă separați de acest personaj, eventual. Poate ei se separă. Hai, mai dăm o carte pe acest. Apar dezamăgiri, într-adevăr, trei de aer. Ne vedeți pe această orizontale. Apar dezamăgiri, suferință. Dar e fain. Ia mai dăm o carte pe acest turn și regina de aer în viitor. Ups, azi multe. 8 de aer. De pământ. Ce am mai? Nici de aer, nici de pământ, de foc. Probabil că se va dori o călătorie, se va dori comunicare, veți dori să mergeți mai departe. E un pic pe orizontal. Pentru că imediat nu se poate întâmpla chestia asta. Dacă v-ați separat deja de acest personaj, regele, regina de aer, mare grijă, mare grijă, că dacă vine cu mesaje atractive, mare grijă, pentru că are tendințe, tendința de a păcăli. Are tendința. Încă este netransformat. Degeaba te trezești dacă nu te transformi. Dar am dat două mesaje, trei, vedeți care se vor manifesta sau poate se manifestă toate sau poate doar două din trei, nu mai știu. Trei de aer, te rog frumos. Extraordinar, regina de aer. Eu cred că sunteți voi. Regina de aer. Puteți să deveniți voi. Sunteți mercurieni până la urmă, da? Și până la urmă și eu pot să fiu oricând, regina de aer, de foc, de apă, în varianta sa pozitivă. Spuneți, gata, hai, lasă-mă cu textele astea, mesajele astea, știi? E un pic pe orizontal. Acum, după despărțire, vii și exprimi cât de atrasă ești? Nu. Lasă-mă. M-ai dezamăgit? Vreau adevărul, vreau altceva. Ia uite. Ești tot timpul între. Una între alta. Poate, job, poate, alte situații, într-un dezechilibru care mi-a adus multă suferință. Nu. Vreau echilibru mental, echilibru emoțional. Ia turnul. Turnul. Poate că va fi invers. Veți trăi și veți vedea, nu știu ce în viața voastră, eu transmit mesajele. Turnul, ups, ia uite, trei de cupe. Dacă ați fost într-un triunghi amoros, zis, gata, hai, stop, gata, m-am săturat. Vreau să mă concentrez pe creativitatea mea, pe forța mea spirituală, pe dragoste, să-mi deschid sufletul către relații frumoase. Și 6 de cupe nu înseamnă musai amoruri, da? Cât am zis, uniunea se întâmplă în voi. Echilibru e mai întâi în voi și odată ce îl căpătați, vine și dragostea. Schimbați din dragostea aceasta, schimbați în poziția normală. Eventual, hai să mai vedem totuși ce înseamnă. Da, iar aici s-a blocat. Tot la personajul care e la distanță blocat mental. Mai dăm pe 3 de cupe. Turnul și 3 de cupe. Mai dăm o carte, totuși. Hai că am vorbit chiar foarte mult. Făguța, făguța. Multe. Sunt niște gelozii pe acolo. Mai dăm o carte pe 3 de cupe și turn. Concentrați-vă pe prieteniile frumoase, creative. Probabil veți avea un eveniment, într-un mod neașteptat va fi un eveniment, da? Cu alt personaj, pasional, dar expresiv, drăgălaș, care vă susține, care vă protejează, care vă face să râdeți, într-un mod neașteptat eveniment. Ia uite, 10 de cupe, ce frumos! Dar asta în momentul în care 3 și 10 vă întâlniți, da? E acest personaj, regina de cupe și alt personaj. Și chiar dacă e bărbat, chiar dacă e femeie, da? Sunt energii diferite. Aici, pasiunea acestui bărbat, femeie, nu contează. Este influențată de un trecut nefast, da? Hipersexualizat eventual, cu viziuni distorsionate despre femei.
foarte mentalizat. Și aici este un alt personaj, bărba-femeie, nu contează, foarte creativ, foarte drăgălaș, aș spune, tandru, iubăreț, iubăreață, glumeață, da? Frumos. Ia uitați. Și ce mai venit? Renașteți, dragii mei. Mergeți către renaștere, către ascultați-vă intuiția, ascultați-vă, aici sunteți unii dintre voi independenți, independente. Trebuie să alegeți această direcție, fiți independente și mergeți sau independenți, nu contează, lăsați în urmă oamenii care vă țin pe loc, e tot pasiune, vedeți, e o pasiune, regele de foc, care vă ține pe loc și când zic de foc, nu mă fixez pe zodii, repet, poate să fie oricine, dar pasional în sens mai mult sexual decât creativ, cum e la Regina de Băte. Și aici este o altă bâtă, liberă, creativă, vibrantă, da? Care vă cheamă. Eventual vine de la distanță, vrea să se împace, poate să fie cineva pe care îi cunoașteți. Da? Ia uite, că tot e Mercur retrograd. Cineva care vrea să vină spre voi. S-a simțit singur, singură, fără voi. Probabil e mai de mult timp, cine știe. E un alt personaj. Da. Big, big, big. Sfătulețe pentru fecioare? Multe. Deci, ați înțeles. Da, nici nu știu ce titlu. Nu mă pricep la titlu, mami. Nu mă pricep la titlu. Să vedem. Oh, și când trebuie să-mi dau titlul lucrărilor, e așa de greu. Ia uite. Ia uite ce frumos! Regina de Băte, cum am zis mai devreme, că vine cineva, că nu vine. Da? Orientați-vă către energia voastră interioară. Step into your power. Da? Fiți bărbece, chiar dacă sunteți fecioare. Glumesc, da? Dansați! Bucurați-vă de prieteni, de evenimente, ieșiți din starea de doliu, de singurare, de supărare, cineva, ca să puteți manifesta, dragii mei, dragostea. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau!